Vreau să vă spun că acest gen de manifestare este o manifestare de suflet pentru noi, cei de la primărie, și pentru mine în special. Este unul din momentele frumoase, din activitățile frumoase care se desfășoară la primăria Botoșani, pe lângă tot noianul de probleme și evenimente pe care le avem noi. Și întotdeauna fac cu mare dragoste această ceremonie. În primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor celor de față, să vă mulțumesc dumneavoastră pentru tot ceea ce ați făcut în decursul vieții pentru municipiul Botoșani. Dacă municipiul Botoșani arată așa cum arată astăzi, dacă municipiul Botoșani s-a dezvoltat în timp, s-a dezvoltat și cu munca dumneavoastră, și cu activitatea dumneavoastră și cu responsabilitatea dumneavoastră. De ce spun asta? Am spus-o de fiecare dată și o voi repeta ori de câte ori ne vom întâlni într-un astfel de cadru. Pentru că dumneavoastră sunteți cei care, indiferent de greutăți, indiferent de nivelul pensiilor, care sunt mici, indiferent de problemele pe care le aveți, întotdeauna ați fost primii care ați răspuns prezent la chemarea noastră. Cum? Sunteți, din punctul meu de vedere, și este verificat lucrul ăsta, sunteți primii care vă achitați obligațiile față de municipalitate. Din puținul dumneavoastră. Nu o să înțeleg niciodată pe cei care au mult mai mult, care au posibilități, dar care uită. Dar care uită. Și atunci, nu putem decât să vă spunem că vă respectăm și ținem foarte mult la dumneavoastră. Am încercat în timp, noi cei de la primărie, consiliile locale care s-au succedat, primarii care s-au succedat, am încercat în timp să găsim și noi modalități de a vă răsplăti cumva. Mult, puțin, nu știu. Am încercat să îmbunătățim calitatea vieții în municipiul Botoșani. Prin acțiunile noastre pe care le facem, de investiții sau edilitate. Am încercat să venim în întâmpinarea dumneavoastră în ceea ce privește transportul local în comun, oferind, să spunem, gratuitate. Am încercat să facem acțiuni pentru dumneavoastră, care s-au tradus, știu eu, în diverse activități, cum ar fi revelionul pensionare. Vreau să vă spun că întotdeauna veți găsi ușa deschisă atât la primarul municipiului, cât și la Consiliul Local. Drept urmare, una din acțiunile noastre, în timp, mică, dar cred eu zic cu însemnătate, este de a vă celebra în aceste momente și pe cei care sunt la nunta de aur și pe cei care sunt la nunta de platină, probabil cu o parte dintre dumneavoastră. M-am întâlnit și acum 10 ani, când am organizat Nunta de Aur și am făcut atunci, la fel, o manifestare. Acum, astăzi avem două activități de genul ăsta, în două etape, dar în prima etapă avem și Nunta de Diamant, deci 60 de ani, un număr de cupluri care vor primi din partea municipalității o diplomă. Diploma e simplă, dar cred că destul de cuprinzătoare, care spune în felul următor. Și o să începem manifestarea în sine cu se acordă familiei Gălușteanu Petru și Maria la împlinirea 60 de ani de conviețuire și cu prilejul sărbătoririi nunții de diamant cu cele mai sincere urări de sănătate și la mulți ani. Diploma de diamant. Familia